Povestea începe încă din anii studenției, când Alina Bârsan s-a îndrăgostit de haina militară, iar asta o datorează profesorului care le predă psihologia militară. Din anul 2 de facultate mi-a plăcut foarte mult materia psihologie militară. Profesorul era militar în rezervă care ne preda și ne preda cu foarte mult entuziasm această materie, ne povestea cum este sistemul de respect, de toate lucrurile din acest sistem și mi-a plăcut. Am zis, așa, un astfel de mediu este perfect pentru mine. S-a angajat la batalionul de tancuri, inițial ca psiholog, dar parcă nu era ceea ce își dorea. A apărut apoi posibilitatea să devină soldat profesionist și ulterior ochitor de tancuri. Anul trecut însă viața Alinei avea să se schimbe total. Ea a ajuns unde și-a dorit. A devenit mecanic conductor de tank. Recunoaște că este greu, dar se bucură de sprijinul necondiționat al colegilor, superiorilor și mai ales al soțului și el cadru militar în aceeași unitate. Când am oblon închis, într-adevăr, am puțină claustrofobie, dar în rest nu e problemă. Sunt cu cap afară, văd totul. Cât este spațiul de mare acolo? Nu știu, te-ai... Este mic. E exact pentru mine. Dacă ar fi fost numai înalt ca tine? Eu am scaunul ridicat foarte sus și am tot pernă sus pentru că sunt prea mică. Este greu, dar îmi place foarte mult. Am susținerea colegilor, la care învăț foarte multe lucruri. Am niște colegi deosebiți. Am susținerea soțului acasă, care m-a înțeles că asta e, am o pasiune mai ciudată, mai neobișnuită, dar e a mea și trebuie să mă înțeleagă. Membrii echipajului de pe tancul pe care Alina îl conduce cu mândrie au numai cuvinte de laudă la adresa ei. O respectă ca femeie, însă o tratează la fel ca pe oricare alt coleg. Nu există diferențe atunci când este vorba de o misiune. Nici conducerea unității nu face rabat pentru ea. La început a fost suspicios în privința ei, dar cu timpul s-a dovedit a fi o colegă de încredere. Noi deseori încercăm să o menajăm, dar ea e curajoasă și ambițioasă să se vadă. Să vă spun sincer, la început am fost sceptic privind integrarea ei în colectiv, dar pe măsură ce am intrat în etapa de pregătire a activităților pentru Istria 15, a demonstrat că locul ei este într-adevăr aici, între noi. Alina manevrează tancul la fel de ușor precum o femeie ustensilele de bucătărie. Senzațiile pe care le trăiește acolo cu greu pot fi explicate în cuvinte, mai ales atunci când este în timpul unei aplicații reale. Alina nu ar schimba pentru nimic în lume meseria pe care o are acum. Ar vrea să devină ofițer, însă asta ar însemna să părăsească tancul și deocamdată nu concepe acest lucru.